Eu am avut o copilărie grea pentru că a fost în timpul foametei, a fost în timpul deportărilor. Și știu ce înseamnă să fie greu atunci, mai ales când ești copil. Dar nu m-am gândit că în zile de astăzi, în zilele când noi, de bine de rău, ne-am rezolvat anumite probleme economice, politice, că se poate întâmpla ceea ce se întâmplă acum în Transnistria. Este un act de sălbătăcie faptul că școlile de limbă română din Transnistria sunt tratate cu atâta indiferență și chiar aș spune cu o anumită cruzime. Nu se ține cont de nimic și de aceea datoria noastră este să fim alături de aceste școli, să le susținem. Este o vorbă veche din bătrâni și este poate cel mai frumos deziderat creștin. Să nu uităm de cei mai triști ca noi.